Stimați colegi, probabil este a treia sau a patra ședință când tot așa discutăm pe loc. Deci eu vreau ca să fiu înțeles corect. Eu nu sunt nici primul ministru, nu sunt și nici deputat în Parlament. Precum nici majoritatea dintre dumneavoastră. Noi nu avem astăzi dreptul și posibilitatea să modificăm hotărârile guvernului. Să modificăm codul electoral. Putem să discutăm aici, să ne spunem impresii, că haideți să luăm așa, așa. Haideți, eu înțeleg, este aici o cameră. Dar haideți să fim cinstiți în primul rând față de noi. Dacă colegii deputați în Parlament își asumă, și am spus totuși data trecută, responsabilitatea, mergeți la ședința în plena Parlamentului, modificați codul electoral și dați-ne nouă să lucrăm. Atâta timp cât voi ați aprobat modificarea la codul electoral, atâta timp cât guvernul a aprobat o hotărâre de guvern, noi suntem impuși să acționăm în limitele prevederilor acestor acte.